Pavel, ești cunoscut și pentru evoluțiile tale în galele KOK de la Chișinău, organizate de Asociația FE. Deja pe 30 septembrie vei evolua în piramidă la 95 kg împotriva românului Dănuț Hurduc. Ești pregătit de această luptă? De mult îl vizualizez pe acest sportiv, îmi place el cum boxează și chiar vreau foarte mult să fac o luptă cu el. Va fi o piramidă și da, vreau să mă pregătesc foarte bine, să câștig, să merg mai departe în piramidă. Va fi o semifinală. În cealaltă semifinală este lupta dintre Lucian Danilenko din România și Vasil Ducar din Cehia. Danilenko, care te-a învins anul trecut, l-ai putea întâlni în finală. Ar putea fi un meci de revanșă, dacă te gândești la ziua revanșă? Da, aș fi vrut foarte mult să ne întâlnim într-o revanșă, dar deja este important cine împarte ce, adică în cealaltă semifinală cine va câștiga. Și aici, nu sunt sigur, dar vreau nespus de mult să câștig și să-mi iau revanșa. Și probabil ai ca obiectiv câștigarea acestei competiții. Sigur, sigur. Orice competiție pentru mine este important de a o câștiga. Altfel, nu este interesant. Altfel, nu este sport. Da, te antrenezi sub comandă lui Anatolie Ignat, în același timp și tu antrenezi, ai deschis propria sală. Câți copii se antrenează în această sală? Deci copii mici, am așa în jur de 10-15 copilași și maturi deja până la 20-25 sunt. De perspectivă? Este un club, hai să spunem, tânăr și sportivii deja sunt tânări, dar sunt foarte, trag foarte mari nădejde în acești copii. Știu, încerc să le dau tot la acești copii prin ce am trecut eu și poate și mai mult. Și sunt sigur că în următorii ani voi avea foarte bune rezultate cu ei. Ce sfaturi le dai copiilor ca să obții rezultate pe care le obții și tu? Să muncească. Munca este succesul oricărui efort. Mersi tare mult pentru prezența la emisiune și multă baftă 30 septembrie la Sala Polivalentă, ediția cu numărul 48 a galei KOK. Mersi mult.